Acest cățeluș părăsit de străini a fost găsit pe străzile din Kansas, America. Bietul de el abia se ținea pe picioare, fiindcă pe tot corpul avea niște bucăți mari și grele de blană încălcită. Sub toată această podoabă era greu de realizat că câinele este de rasă Shih Tzu, dar datorită unor oameni buni, atât viața cât și aspectul cățelușului s-au schimbat foarte tare. Un trecător care nu a putut rămâne indiferent a telefonat la adăpost. Angajația adăpostului din Kansas l-au salvat pe patrupedul părăsit de stăpâni. Blana încălcită era atât de crescută că era aproape imposibil să înțelegi că ăla era un câine. Dar s-a dovedit un cățel de 11 ani de rasă Shih Tzu, pe care l-au numit Simon. Săracul animal mergea cu greu din cauza hainei grele pe care o purta. Blana îi era atât de încurcată și plină de purici că era greu să meargă. Se pare că stăpânii lui n-au avut grijă de el mulți ani, apoi în general l-au dat afară din casă pe străzile reci. Echipa de veterinari a povestit că ăsta a fost unul dintre cele mai rele cazuri cu blana încălcită, dar erau gata să-l ajute. Mai mult de 2 ore i-au tuns blana și într-un final au îndepărtat mai mult de 3 kg de blană. Niciodată nu putem prezice cu ce greutăți ne putem întâlni după ce îndepărtăm astfel de blană crescută de ani de zile. Surprinzător, dar pielea lui Simon era în stare bună. Este foarte slăbit și plin de purici, dar îl tratăm și îl ajutăm, povestește una dintre angajatele adăpostului. Simon a trecut cu bine prin toate procedurile și deja îi era frică de totul din jur. După tunsoare se simțea altfel, i-a fost făcută și o baie. Acum personalul adăpostului are grijă de Simon, care trece o perioadă de reabilitare. În curând, el va uita cu totul de trecutul său trist și va fi din nou fericit. După reabilitare, va fi adăpostit de o femeie care nu a rămas indiferentă. Să fii fericit, Simon! Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce părere aveți voi despre oamenii care își părăsesc animalele de companie în halul ăsta. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați pe clopoțel pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!